La orele prânzului, comercianții veniți în Piața Unirii munceau din greu pentru a instala toate echipamentele și mobilierul, astfel încât mâine dimineață să își înceapă activitatea din plin. Fie că pregătesc grătarele sau cuptoarele, ori instalațiile de joacă, toți îi așteaptă cu nerăbdare pe giurgiuveni. Avem ofertă variată, de toate avem. Produse din cele mai bune, mici, trânați, terasa e recunoscută. Nu e prima oară când venim aici. De câte ori ați mai fost la Giurgiu? E al patrulea. Și cum vi se pare Giurgiuveni? Sunt oameni de foarte de treabă. Ați făcut vânzare de fiecare asta dată? Asta rămâne la plăcerea fiecăruia. Nu putem să știi dacă... Da? Noi trebuie să ne onorăm prezența. Când deschideți? Mâine. Mâine e zi de sărbătoare și începem în forță de dimineață. Sper și giurgiuvenii să ne onoreze cu prezența. O ofertă foarte variată. Mici, frigărui, ceapă, orice doriți, hamsi, tot ce doriți la grătar, la noi găsiți. Când deschideți? De mâine. În seara asta de-abia plasăm, nu avem client încă, dar de mâine împrindem. Și cum merg pregătirile? Bine, așteptăm curentul doar. Ați mai fost la Giurgiu? Am mai fost acum 2 ani, n-am mai fost de mult. Și cum vi s-a părut? A mers vânzare? Anul trecut am fost în vară, a fost un eveniment, a fost ok. Acum trebuie să fie mai ok. De la Roma. Cu ce ofertă ați venit? Cu chiută școlaci. Gogoșele, înghețată. Cum merg pregătirile? Deocamdată bine. De acum se va vedea. Ați mai fost la Giurgiu? Da. Și cum a mers? Foarte bine. Sunt buni clienți giurgiuvenii? Da, foarte bun. Ce le urați de ziua lor? Multă sănătate, distracție plăcută. Să vină la, să vină la noi, să servească toate bunătățile. Văd că aveți o firmă la grătarul încins. Când îl veți încinge? Începând de mâine, după amiază. Începând cu ora prânzului, ora 14, până seara. De unde sunteți? Din București. București. Ați mai fost la Giurgiu? Nu, pentru mine este prima dată. Ceilalți băieți, o parte din ei au mai venit. Aici, nu, pentru mine prima dată. Ce ofertă aveți la acest grătar încins pentru giurgiuveni? Ofertă? Pastramă, rioaie, cârnați, ceafă, și berbecui, pui, și bere rece. Bere rece, pastramă de berbecuți, la baiți, cârnați de mai multe feluri, ceafă, piept de pui, șnițele, cam atât. Cum vi s-au părut giurgiuvenii în alte zile, în alte perioade când ați venit aici? Din păcate nu-i cunosc prea bine pe giurgiuveni, orașul mi se pare frumos și eu sunt pentru prima oară aici. Deci pentru prima oară. Da. Ce le urați de ziua lor? Numai bine și să se distreze frumos. Comercianții care au ajuns astăzi la Giurgiu spun că vor rămâne aici pe tot parcursul celor 4 zile, respectiv până duminică noapte. Și fiindcă vremea se anunță frumoasă, ei speră să aibă vânzări cât mai bune și, de asemenea, că toți clienții vor fi mulțumiți.